Există două mari extreme cu care noi ne confruntăm astăzi legat de oameni și în ceea ce privește opțiunile de viață și alegerile pe care le fac. Există oameni care se prea pripesc când iau alegeri, da? Imediat, fără să gândească bine de tot, și există oameni care pur și simplu nu se pot decide. Există oameni care nu se pot decide. Și de aceea, dragii mei, lucrul acesta creează mari frustrări și probleme și implicații. Adevărul este că foarte mulți oameni în domenii cheie, importante din viața lor, pur și simplu sunt blocați din punct de vedere decizional. Ajung într-un punct, ajung într-un unghi în care pur și simplu sunt nehotărâți și sunt nehotărâți de o lună, de un an, de doi, de trei, de patru, de cinci. Ești pur și simplu blocat undeva într-o zonă decizională a vieții tale. O explicație este faptul că ai poate prea multe opțiuni și fiind prea multe opțiuni nu te poți hotărâ de unde să alegi. Cel puțin asta este teoria lui Barry Schwartz, care a scris o carte despre care știu că am mai spus în biserică, Paradoxul Alegerilor. Cu cât ai mai multe opțiuni, cu atât ți-e mai greu să te hotărăști. Și spune el, culmea, după ce te-ai hotărât, dintr-o dată vezi toate celelalte opțiuni într-o lumină mai bună. Îți pare rău ce ai luat și îți pare rău ce n-ai luat după aceea. O altă explicație pentru care oamenii sunt foarte nehotărâți, se hotărăsc foarte greu. Poate că nu e vorba numai de că, băi, stai pretențios, stai jingaș, cum zicem noi pe la Bihor. Nu știu, pretențioși, de-aia nu pot să aleagă, de-aia nu se pot hotărâ. Cred, dragii mei, că o altă explicație pentru care oamenii se decid foarte greu este probabil cea motivată de frică. Există o frică în fața alegerilor. Există un termen inventat de către un profesor, Walter Kaufman, de la Harvard, decidofobie. Adică oamenilor le este frică să ia decizii. Deci dacă n-ai știut de ce suferi până astăzi, acum pleci cu diagnostic de la biserică. Mamă, sunt decidofob. Ce ai? Nu știu, Domnul să te binecuvânteze. Dar ideea este că frica, dragii mei, ne blochează în luarea deciziilor. În special frica de eșec. Da? Asta este una foarte puternică care îi determină pe oameni să rămână într-o zonă a indecizilor. Dar, pe de altă parte, vreau să spun că există anumite decizii în viață pe care le iei și aceste decizii te duc într-o zonă în care te blochezi și nu mai știi ce să faci pasul următor. La ce mă refer? Cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, ne prezintă aici, probabil că v-ați gândit că o să predic despre tăierea capului Ioan Botezătorul, nu despre asta e subiectul în seara asta, probabil că unii v-ați gândit că o să predic despre dansul, se numește a Salomeei, cea care vrea capul Ioan Botezătorul. Sunt atâtea aspecte pe care putem să le interpretăm din textul acesta, însă aș vrea în această seară să ne focusăm puțin pe Irod, pe acest personaj. Pentru că omul acesta, dragii mei, spun doar câteva lucruri scurte despre el, se naște undeva aproximativ în anul 20 înainte de Hristos și moare în exil undeva pe teritoriul Spaniei de astăzi, în anul 39 după Hristos, după anumite izvoare istorice. Acum, ce a făcut omul ăsta? Omul acesta divorțează de prima lui soție. Practic o trimite acasă la taică-so, numai că taică-so nu era oricine. Tatăl soției lui, pe nume Faselias, era fiica regelui Aretas. Sper că nu v-am pierdut, da? Nu contează atât de mult numele, dar ideea ce a făcut omul ăsta. Ei, ce face? Își trimite prima soție acasă la taică-so, numai că ăsta era rege și nu era orice rege, ci era regele regatului Nabatean, un regat foarte puternic. O trimite pe fiica acestuia acasă, divorțează practic de prima lui soție pentru că se îndrăgostește de cumnata lui. Pentru că pur și simplu omul ăsta începe să poftească la ceea ce este interzis. Prin lege, prin cuvântul lui Dumnezeu. O trimite pe prima lui soție, pe Faselia, s-o trimite acasă și spune cuvântul lui Dumnezeu că o ia de nevastă pe Irodiada și nimeni alta decât soția fratelui său, Irod Filip. Acum, lucrul acesta, dragii mei, care e imoral și care e scandalos și astăzi ar fi, dar gândiți-vă în urmă cu 2000 de ani. Ei, lucrul acesta, dragii mei, atrage oprobiul public. Lucrul acesta îl face pe Ioan Botezătorul să strige, nu ți este îngăduit. Împărate, ăsta este un păcat strigător la cer, n-ai voie pentru numele lui Dumnezeu, e păcat. Și acum, dragii mei, Irod spune cuvântul lui Dumnezeu că vrea cumva ca să închidă gura lui Ioan. Și spune Biblia că îl arestează pe Ioan, îl pune în temniță.
Dar culmea este că în loc să-l trateze rău, în loc cumva ca să fie foarte nervos pe el, în loc ca să-l deranjeze foarte tare lucrul acesta, ce spunea Ioan, auziți ce spune cuvântul Domnului? Căci Irod însuși trimisese, versetul 17, să prindă pe Ioan și legase în temniță din pricina cui? Că mai mult la îndemnurile șefei. Da? Din cauza irodiadei nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan îi zicea, nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău? Irodiada avea necaz, vrea să-l omoare, dar de ce nu putea? Pentru că auziți care e atitudinea lui Irod față de Ioan. Căci Irod, ăsta e versetul pe care vreau să ne centralizăm, să ne focusăm în seara asta. Căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea, culmea, îl bagă în temniță, dar îl și ocrotește. Îl bagă în temniță, dar în același timp, auziți, se teme de el. Mai mult de atât, zice, și când îl auzea de multe ori, stătea în cumpănă, neștiind ce să facă. Și culmea este, îl asculta cu plăcere. Există oameni care vin la biserică și care ascultă cu plăcere cuvântul lui Dumnezeu. Cunosc oameni care devorează predici de dimineața și până seara și adoră să aude cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp sunt prinși într-o temniță. Sunt prinși în temnița indeciziei. Asta e drama lui Irod și asta este drama multor oameni în ziua de astăzi, este că sunt indeciși. Sunt indeciși. Irod, uitați-vă, e un om într-o mare tensiune, într-o mare dilemă, ce să fac? Nu vrea să o supere pe Irodiada, dar în același timp îi place de Ioan. Știe că omul ăsta îi spune adevărul, pe de altă parte Irodiada e cea pentru care vorba aia și-o trimis prima nevastă acasă, o iubea, era îndrăgostit de ea. Și e într-o dilemă mare, neștiind ce să facă, e încumpănă, e indecis. Vi se pare străină starea asta cu problemele multor oameni de astăzi? Ascult cu plăcere ce-ți vorbește Dumnezeu, știi că e adevărul și cu toate acestea nu te poți decide. Ei, ca să te ajut în această seară, pe mine și pe tine, ca Dumnezeu să ne ajute în seara asta să ne decidem, să ieșim din zona indecizilor, vreau să vorbesc despre prețul indecizilor. Pentru că ascultă-mă ce spun, orice indecizie din viața ta are un preț. O să vedem în această seară din cuvântul lui Dumnezeu și este probabil cea mai simplă schiță de predică pe care am făcut-o în ultimii 5 ani de zile. Nu trebuie să fie stufoasă, nu trebuie să fie încărcată, pentru că sunt niște cuvinte, sunt niște lucruri aici pe care vreau să le vedem în mod simplu, pentru că uneori simplitatea dă forță și putere și mă rog ca Dumnezeu să atingă mintea noastră. Ca să ieșim din această zonă a indeciziilor, mă rog în această zi să privim cu atenție, pentru că trebuie să te intereseze subiectul ăsta, la prețul indeciziilor. Irod e un om indecis. Și ascultă-mă ce spun, în ce se plătește și cum se plătește acest preț al indeciziilor. Primul lucru la care trebuie să te aștepți dacă vrei ca notă de plată este acesta, opțiuni restrânse. Dă-mi voie să spun ceva. Cu câtă vreme amâni luarea unei decizii bune în viața ta, cu câtă vreme împingi mai încolo momentul în care trebuie să hotărăști ce trebuie să faci, cu atât mai mult, și ce se întâmplă? Îți îngustezi opțiunile. Pentru că vreau să spun ceva, indeciziile din viață, dragii mei, te vor duce spre opțiuni din ce în ce mai restrânse. De ce? Pentru că, oameni buni, indeciziile ne fac să amânăm. Și tot amâni și amâni și amâni și amâni. Uitați-vă pe Irod, amână, zi de zi aude cuvântul lui Dumnezeu, îl are în temnița lui și probabil că o ducea zilnic la Irod, la Ioan în temniță, probabil de câteva ori pe zi. Auzea adevărul, asculta cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu vorbea prin Ioan. Păi, oameni buni, dacă nu vorbi Dumnezeu prin Ioan, nu mai vorbi prin nimeni. Omul acesta era înainte mergătorul lui Hristos, era un om plin de puterea lui Dumnezeu, prin Ioan vorbea Dumnezeu. Și dacă Ioan n-a fost convingător în predicare, nu a mai fost nimeni.
Să-L ai pe cel mai puternic evanghelist al vremii, acolo, la tine acasă, practic. Să te poți duce la 10 metri, să te cobori din palatul tău, te duci în temniță și să poți să stai de vorbă cu Ioan Botezătorul. Și cu toate acestea, să rămâi indecis. Ei, când rămâi în decizia aceasta, când nu te hotărăști odată, în special vorbesc în deciziile bune ale vieții, ascultă-mă, ți se vor restrânge opțiunile. Pentru că amânarea, dragii mei, indecizia duce la amânare, iar amânarea restrânge opțiunile. Vedeți, dumneavoastră, există o vreme pentru orice lucru în viață. Există o vreme pentru orice lucru în viață. În Eclesiastul 3:11 spune cuvântul lui Dumnezeu, El orice lucru frumos îl face când? La vremea Lui. Lucru frumos are vremea Lui. La un moment dat, acel lucru frumos ar putea, dacă nu e la vremea Lui, să nu mai fie la fel de frumos. Pentru că orice lucru de sub soare și are vremea Lui. Și dacă rămâi indecis pentru un an, doi, trei, patru, dacă depășești zona aceea, când trebuie să iei o decizie, dacă rămâi în indecizia aceea, s-ar putea să îți restrângi puternic de tot opțiunile. Acum, nu vreau să margez foarte mult pe subiectul ăsta, dar gândiți-vă, dacă te decizi poate foarte greu în domeniul alegerii viitorului partener de viață, cu cât amâni mai mult, cu cât ești mai indecis, cu atât mai mult opțiunile tale se vor restrânge în timp. Este adevărul. Cu cât te decizi mai repede și mai bine, cu atâta paleta de unde să alegi mai largă, cu cât amâni, cu cât indeciziile îți mai lungi, cu atâta opțiunile și ce fac, se restrâng. S-ar putea probabil în domeniul business-ului, pentru că avem oameni cutezători care vor să deschidă ceva, vor să facă ceva. Ascultă-mă, oferta pe care o ai astăzi, dacă nu ești hotărât, dacă ești indecis, s-ar putea ca mâine să cadă și să nu mai ai aceeași opțiuni. Dar e foarte important să înțelegi că, oameni buni, indeciziile în viață ne restrâng opțiunile. Acum, deciziile bune, dragii mei, te pot face să previi răul. Dacă Irod ar fi ales să asculte de Ioan Botezătorul, ar fi prevenit toate consecințele dezastroase care au urmat în urma acestor acțiuni pe care le întreprinde el. Deciziile bune, dragii mei, te pot face să previi răul, însă ascultă-mă ce spun, indeciziile te vor constrânge uneori să alegi de multe ori doar între două orele. Dacă te decizi la timp, poți să eviți răul în viață. Dacă rămâi indecis, s-ar putea la un moment dat ca atât de mult să se îngusteze opțiunea ta, dacă vrei, opțiunile pe care le atât de înguste să fie, încât să trebuiască să alegi nu dintre bine și rău, ci dintre rău și rău. La ce mă refer? Oameni buni, diavolul știe când suntem cei mai vulnerabili. Dacă este cineva care ne știe punctele slabe, ăștia nu-s copiii, nu-i nici nevasta, nu-i nici soțul, nu-i nici prietenii. Dacă există cineva care te cunoaște foarte bine, ăsta este diavolul. Știu că e șocant, de adevărat. El știe când ești cel mai vulnerabil. E specializat de mii de ani de zile în a-l face pe om să cadă, să fie distrus. Ei, diavolul știe foarte bine când tu și cu mine suntem cei mai vulnerabili. El știe punctul nostru sensibil. Și diavolul știe, dragii mei, cu cât Irod este mai mult timp indecis, cu atât mai mult va găsi un moment în care acesta să fie vulnerabil. Știți când e momentul? Există oameni, dragii mei, care sunt vulnerabili când au probleme în viață, când îs amărâți, când îs supărați, când trântesc cu toate, când spar toate și atunci sunt foarte vulnerabili. Ei, dar există oameni a căror punct vulnerabil în viață e bucuria, euforia. Spune cuvântul lui Dumnezeu, auziți aici ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 21, totuși a venit o zi cu bun prilej. Pentru cine credeți că a fost bun prilej? Pentru diavolul. Ioan amână zi de zi, Irod amână zi de zi, zi de zi, zi de zi să-l asculte pe Ioan și cuvântul lui Dumnezeu rămâne indecis și vine o zi în care diavolul găsește un prilej și spune cuvântul lui Dumnezeu că în euforia zilei lui de naștere,
Bucuros, zice Biblia, că odată Irod un chef mare de tot, au venit acolo cârmuitorii, au venit ăia bogați, au venit burghezia, au venit antep, toți erau acolo, era chef, era cântare, era băutură și omul e euforic. Au început dedicații pe bani, salam, guță, nu știu ce se cânta pe vremea aia, de au început acolo, dă-i distracție. Și dintr-o dată, spune cuvântul lui Dumnezeu, că apare fiica Irodiadei, se pare că e vorba despre Salome, asta este numele ei, apare asta în scenă și dansează. Și atât de euforic, atât de bucuros Irod, toată lumea o aplaudă, toată lumea e, wow, ce, bă, ce dans, no, asta da, putea să meargă la dansez pentru tine, probabil. Dacă mai există misiunea, nici nu știu. Bun, și spune cuvântul lui Dumnezeu că în euforia asta, în euforia lui, Irod, știi ce zice? Bă, știi ceva? Ascultă-mă, stop, opriți muzica, bă, mai încet, salam, las-o. Cere-mi ce vrei și îți dau. Dar zice, nu, stai puțin, întăresc. Prin jurământ, zice Biblia, că o zis, mă leg cu jurământ că orice-mi ceri, îți dau. Că atât o aștepta diavolul. Și acum, Salomea, că era bună dansatoare, dar nu gândea mult, ce să cer, nu știu, stai că nu sunt întrebă mama. Și-a zis, mama, hai încoace, că eu te-am pregătit, vino aici. Capul lui Ioan Botezătorul. Spune cuvântul Domnului că apare înapoi în scenă Salomea și îi spune, ce vreau capul lui Ioan Botezătorul? Pătavă. Ei, în momentul ăla, fiți atenți, toate opțiunile lui Irod se rezumă la două. Dacă îi dau capul, omor un om al lui Dumnezeu și păcătesc împotriva lui Dumnezeu. Dacă nu-i dau capul și nu mă țin de promisiune, o să par, în termeni românești, un papă lapte în ochii oaspeților mei. Și ăștia o să-mi prindă vulnerabilitatea, o să vadă că nu sunt de cuvânt și lucrul ăsta îmi va duce la clătinarea autorității mele. Ce fac oamenii de genul lui Irod, indeciși? Ascultă-mă, când ești prins între dacă vrei să par, să nu par slab în fața oamenilor sau să păcătuiești împotriva lui Dumnezeu, ce aleg oamenii? Știți ce alege Irod? Pentru că toată paleta lui de opțiuni se referă la doar la două atât. Spune cuvântul lui Dumnezeu că alege să nu pară slab în fața oamenilor și păcătuiești împotriva lui Dumnezeu. De-aia vreau să înțelegi că indeciziile din viața ta, ține cont ce spun în seara asta, toate indeciziile din viața ta au un efect, au un preț pe care îl vei plăti și e scump. Îți vor restrânge opțiunile. Și la un moment dat nu o să mai poți alege dintre bine și rău, cum puteai înainte, ci o să trebuiască uneori să alegi dintre rău și rău. Și știi ce este dureros? Că Irod alege cei mai rău. Alege cei mai rău. Prețul indecizilor. Prețul indeciziilor, dragii mei, se contabilizează prin opțiuni restrânse. Apoi, un alt preț care se plătește datorită indeciziilor din viață sunt oportunități pierdute. Când ești indecis în viață, când Dumnezeu ți-l trimite în proximitatea ta, așa lucrează Dumnezeu, fie că e în temniță, Ioan nu contează, dar gândiți-vă, îl ai pe cer prin care vorbește Dumnezeu, glasul celui care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, omul plin de Duhul Sfânt, omul lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul îți vorbește în fiecare zi, în fiecare zi stai de vorbă cu el, culmea este că se creează o familiaritate între Irod Antipa și între Ioan Botezătorul, oamenii ăștia vorbesc deschis. Ioan îi spune, bă, tu știi că e păcat, tu știi că n-ai voie să trăiești cu nevasta fratelui său, e păcat, e strigătoarea Dumnezeu, bă, pocăiește-te, lasă păcatul ăsta, oprește-te, te rog, oprește-te. Să-ți vorbească Dumnezeu în fiecare zi. Ei, dar faptul că rămâi în decizie, îți restrânge, am văzut ce opțiunile, dar doi, e vorba de oportunități pierdute. Pentru că indeciziile din viață te fac să pierzi foarte multe oportunități. Când nu ești decis, când ești așa, bă, nu știu, mă, oare ce-o fi, să mă duc, să nu mă duc, să mă bag în aia, în treaba aia sau să nu, să mă implic sau să nu mă implic, când ești indecis și când tot amâni la nesfârșit, ascultă-mă ce spun, vei pierde opțiuni în viață, oportunități cu care, atenție, s-ar putea uneori să nu te mai întâlnești. Că pierzi bani, se mai întâmplă, îmi povestea cineva din Anglia, spunea frate Dorel, când a debutat pandemia, chiar înainte să înceapă toată nebunia asta, frenezia asta cu măștile, mă contactează cineva din Shanghai, din China și îmi spune, bă,
La noi deja în China îți restricții mari. Eu cred că ajunge în toată lumea. Nu vrei. Ascultă, mai să faci un ban și eu și tu. O zis, fii atent, pune o sumă mare de bani, mai ia pe cineva eventual partener, hai să luăm un container, îți trimit acolo în Anglia cu măști de protecție. O zis, ascultă-mă, facem bani. Acum eu l-am chemat pe un prieten de-a meu, aveam bani și eu și el. Bă, hai să punem, fii atent, 40.000 de lire, eu 40.000 de lire. Bă, dar ne îmbogățim, facem bani mult. Bă, nu mă, nu știu că, fa, nu, dar cine, tu crezi că o să facem bani cu măști? Hai să fim serioși, că sunt ieftine, că nu. Bă, te baci? Nu mă bag. O zis, bă, știi ce? Eu mă bag. Nu spun, zice, că am luat banii de la socră mea. I-am zis că e pentru nu știu ce, să mă ierte Domnul, zis. Nu știu de că se după măști în China, dar ziceam felul următor, frate Dorel, după un an de zile, banii mei și al lui socră mea s-au mulțit de 8 ori. De 8 ori. Și prietenul meu și acum își dă pălmi în fața oglinzii. Și o zic, bă, nu mă mai bagi în afacere, too late. Știi de ce? Pentru că indeciziile în viață, ascultă-mă ce spun, dacă nu ești decis, dacă rămâi în zona asta, bă, hai să mai vedem, hai să mai amânăm, hai să ne mai gândim, vei pierde oportunități, dar ascultă-mă, cu care nu te mai întâlnești niciodată, că pierzi banii una, că îți pierzi uneori și sănătatea, hai cum mai duci, mai cu un distonoc calm, mai cu un algul calmin, mai merge. Dar ascultă-mă ce spun, există oportunități în plan spiritual pe care dacă le pierzi, nu te mai întâlnești cu ele niciodată. Gândiți-vă, dragii mei, gândiți-vă la Naomi, spune cuvântul lui Dumnezeu, împreună cu soțul ei Elimelec se duc în Moab, decizie greșită acolo. Dar mai mult de atât, știți ce pierd oamenii ăștia stând în Moab? Spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a aflat, după ce își pierde soțul, își pierde copiii, toți trei mor, spune cuvântul lui Dumnezeu, a aflat în timp ce era în Moab că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse ce? Pâine. Și ea pierde un momentul, oportunitatea, ea face foamea Moab și culmea este că de unde a plecat ca să scape de foame, îi binecuvântare, pentru că Dumnezeu cercetează pe poporul său și femeia asta pierde oportunitatea cercetării acestea lui Dumnezeu. Dar gândiți-vă, dragii mei, Luca capitolul 19 cu 41, Iisus Hristos plânge, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru cetate, plânge pentru Ierusalim și știți de ce zice Biblia, auziți? Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Dar de ce a plâns Iisus pentru ea? Haideți să vedem mai departe. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar ele sunt acum ascunse de ochii tăi. De ce? Fiți atenți mai departe ce spune cuvântul Dumnezeu. Vor veni peste tine. E o dimensiune profetică în cuvintele lui Iisus care se împlinește istoric mai apoi, în anul 70 și 71, când Ierusalimul este distrus. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor sura și auziți și te vor strânge din toate părțile. Din ce motiv? Aici ne spune Iisus Hristos mai departe. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor sta pe tine, în tine piatră pe piatră. De ce? Pentru că aici este, dragii mei, important. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Pentru că Iisus Hristos vine și îți oferă mesajul păcii. Pentru că Iisus Hristos vine cu soluția adevărată pentru problemele vieții tale și tu spui nu, nu-i momentul, nu-i vremea. Și ascultă-mă ce spun, pentru că nu l-ascuți pe Iisus, vei suporta consecințele, pentru că rămâi indecis de foarte mult, pentru că Dumnezeu îți vorbește. Și culmea este, spuneam, că îți place de multe ori ce auzi, dar în același timp nu te decizi. Vei pierde vremea cercetării. Și există lucruri pe care vreau să vă spun, cu care nu te mai întâlnești niciodată. Ascultă-mă, de ce spun asta în dreptul lui Irod? Oameni buni, nu știu, 3 luni de zile, 4 luni de zile, cât l-au avut în temnița lui, pe Ioan Botezătorul, închis. Deși cred că se ocupa foarte bine de el, că spune Biblia că îi plăcea de el, că se temea de el, că l-asculta cu plăcere, că l-ocrotea. Și spune cuvântul Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Ioan i-a tot spus. Nu ți este îngăduit. Dumnezeu vorbește prin Ioan Botezătorul. Se ajunge cele din urmă ca Ioan Botezătorul să fie omorât. Și ce interesant. Mai târziu, același Irod ajunge să stea față în față cu Iisus. În timpul procesului lui Iisus, Pilat îl trimite pe Iisus la acest Irod, Antipa, care era atunci la Ierusalim. O zis, băi, din jurisdicția ta, din Cezaria, hai că-ți trimit pe cineva. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că Irod și-o dorit tare mult să-l vadă pe Iisus. I-a pus foarte multe întrebări. Și Iisus n-a răspuns la niciuna.
Niciun cuvânt Iisus nu-i mai spune. Pentru că ascultă-mă ce spun. Îți vorbește Dumnezeu prin Ioan Botezătorul luni de zile și tu rămâi indecis. Și dacă n-asculți mesagerul prin care Dumnezeu îți vorbește, s-ar putea că atunci când vrei tu ca Dumnezeu să-ți mai vorbească, să nu mai auzi un cuvânt. Ioan Botezătorul pierde oportunitatea. Irod pierde oportunitatea de a asculta mesajul lui Dumnezeu, de a schimba viața. Înțelegi? Ăsta este prețul indecizilor. Pierzi oportunități cu care nu te mai întâlnești niciodată. S-ar putea ca Dumnezeu astăzi să-ți vorbească. S-ar putea ca Dumnezeu astăzi să-ți vorbească, indiferent prin cine o face. Dar ascultă-mă, mâine când vei sta în fața lui Iisus, s-ar putea să nu spun un cuvânt. Să tacă. Știți care este cel mai mare blestem pentru un om? Știți care este cel mai mare blestem care poate să cadă pe un om pe acest pământ? Nu-i să vină anaful pe el. Nu-i să dea faliment. Nu-i să se îmbolnăvească. Nu-i să fie pedepsit de Dumnezeu și să-i dea Dumnezeu peste mână. Că asta înseamnă că încă Dumnezeu mai are de face cu tine. Cel mai mare blestem, cel mai mare blestem care poate cădea peste un om pe acest pământ este ca Dumnezeu să nu-ți mai vorbească. De aia câte vreme Dumnezeu îți vorbește, ascultă-L. Dumnezeu i-a vorbit lui Rod prin Ioan Botezătorul zile și săptămâni și luni la rând. Și când a vrut el să mai audă ceva, nu s-a mai spus un cuvânt. Deci a fi foarte, foarte atent, pentru că, dragii mei, lucrurile acestea sunt extraordinar de importante. Indeciziile, ascultă-mă, te fac să pierzi oportunități cu care nu te mai întâlnești niciodată. În urmă cu ani de zile, e o experiență care mi-o împărtășea un prieten păstor. La el, la biserică, a început să vină o familie, soț și soție, undeva spre 50 de ani, amândoi, și le-a plăcut foarte mult ce se întâmpla în biserică, le plăcea cuvântul, le plăceau cântările, le plăcea tot ce se întâmpla. La început cu rugăciunea, că ai nu înțelege strigătare la rugăciune, dar după aia s-au acomodat, le-a plăcut foarte mult. Și a venit momentul când spunea prietenul ăsta meu, păstor, am făcut anunț pentru cateheză, pentru botez. Și vedeam cu oamenii ăștia veneau de luni de zile la biserică și au venit la mine și ne-au zis, frate păstor, soț și soție, frate păstor, zice, noi am vrea să ne botezăm și noi, zice, așa suntem hotărâți. Numai că au zis, noi stăm acasă la socrii, cu tatăl lui, adică a soțului meu, zic, ea vorbea, șefa. Și au zis, problema este, zice, că ei nu vor să audă de Dumnezeu. Și îi spune păstorul, bun, și la ce v-ați gândit? Păi zice, ne-am gândit, zice, să iei zbătrân, amândoi zbolnavi, nu mai trăiesc mult. Și-a zis, ne-am gândit că noi amânăm botezul până după ce o să moară ei, că după aceea putem să ne botezăm, că acum dacă ne botezăm o să se supere rău de tot. Și-a zis, păstorul, eu nu vă recomand asta. Nu puteți să amânați ceva atât de important în ochii lui Dumnezeu, de dragul de a nu supăra pe cineva. Au trecut botezul, nu s-au botezat, au trecut vreo două luni, trei luni de zile aproape și într-o seară îmi spunea prietenul ăsta, la 9:30, undeva spre 10, primesc un telefon. Odată eram la consiliere de două ori, de trei ori, de patru ori, sunt telefonul, era femeia asta. Răspund, efectiv zice, urla la telefon. A zis, frate păstor, soțul meu a murit. Așteptând să moară cumva părinții, ca să nu-i super, să... Zice, soțul meu a murit, făcuse infart, a murit. Și auziți, în seara în care soțul ei a murit, a zis, frate păstor, vă rog, veniți acasă și botezați-mă. Nu mai amân nicio oră botezul. Însă pentru el era prea târziu. Pentru că ce vreau să spun este că Dumnezeu îți vorbește astăzi. Dumnezeu îți vorbește mâine. Va să putea ca apoi mâine să tacă în dreptul tău. De aia nu mai rămâne în zona indecizilor, pentru că indeciziile au un preț mare de tot. Și mai apoi vreau să vorbesc despre un al treilea aspect, dacă vreți, consecință. În ce se plătește această indecizie din viața ta spiritual vorbind? Printr-o obsesie a vinovăției. Indeciziile în viață, dragii mei, se plătesc pentru că îți reduc opțiunile.
pentru că pierzi oportunități. Dar mai apoi există un preț mare de tot pe care din cauza indeciziilor din viața ta îl vei plăti. Și asta este obsesia vinovăției. Obsesia vinovăției. Vinovăția, dragii mei, e ceva ce te urmărește. E ceva care te urmărește mereu și devine la un moment dat traumatizant. Când știi că ai făcut ceva, când știi că ai călcat rău de tot pe bec, când știi că ai făcut ceva rău, dacă ai conștiință, dacă nu ești robot, dacă ești om, lucrul ăsta te macină. Lucrul ăsta te macină, te afectează foarte mult. Stăteam de vorbă în urmă cu mai mult timp de zile cu o femeie care împărtășea experiența asta și îmi spunea: frate Dorel, cu ani de zile în urmă, în tinerețe, am făcut un avort. Toată lumea m-a încurajat, e trupul tău, fă ce vrei, știți? E sloganul ăsta, my body, my choice, fac ce vreau, e trupul meu. Și spunea, am luat foarte ușuratic, am ignorat sfaturile a doi oameni care mi-au spus, e păcat. O să te urmărească toată viața lucrul ăsta. Și a spus, nu mă interesează, vreau să-s tânăr, îmi trăiesc viața, e prea devreme pentru mine să port un copil. Și îmi spunea femeia aceasta, frate Dorel, vreo 20 de ani de la momentul ăla. Și ce mi-a spus? Nu pot să dorm nopțile de 20 de ani. Pentru că în fiecare noapte când încerc să adorm, am același vis. În fiecare noapte îmi apare în fața mea un copil mic, neajutorat, care plânge cu mâinile întinse spre mine și îmi spune, de ce nu m-ai vrut? De 20 de ani e coșmar. De 20 de ani e schinuită de asta. Pentru că vinovăția, dragii mei, devine obsesivă. Pentru că indecizia de a merge, de a lua în direcția bună a vieții, de a asculta de Dumnezeu, faptul că rămâi indecis, deși știi ce-i bine, că Ioan, de ce crezi că îi plăcea lui Ioan, de ce crezi că îi plăcea de Ioan, de ce crezi că l-asculta? Pentru că știa că omul ăsta spune adevărul, știa că e sfânt, știa că are o trăire, știa că omul ăsta e omul lui Dumnezeu, știa clar și un păgân știa asta. Dar pentru că suntem indecisi, am văzut unde ne duce, ne restrânge opțiunile, alegi din două rele și unul rău, cel mai rău îl alegi. Pierzi oportunități, dar vine obsesia vinovăției. Și atunci, ca să scap de vinovăție, știți ce fac oamenii? Încearcă să o astupe cumva. Dacă nu merge cu alcool, unii caută în droguri, alții în bani, alții în orice altceva, cumva ca să-și țină mintea ocupată. Și când rămân puțin ei cu mintea lor, din nou revine povara aia. Pentru că există obsesia vinovăției. Există oameni care încearcă să compenseze cumva, ba, am făcut rău, hai să încerc să fac pe de altă parte, cumva crezând că poți să plătești cumva, să echivalezi, să contabilizezi. Unii încearcă terapie la psiholog. Și o să spun că există două tehnici mari, suprimarea și reprimarea, încercați-le, nu știu cât de mult o să vă folosească. Pentru că vinovăția indeciziei devine obsedantă la un moment dat. Știți ce spunea un om al lui Dumnezeu pe nume Maxim Mărturisitorul? Nu există, pe mine, cu cuvântul ăsta, expresia asta lui Maxim Mărturisitorul, mi se pare atât de puternică. Și spune omul ăsta, nu există nimic mai violent decât o conștiință care te acuză. Și nu există nimic mai încurajator decât o conștiință care te apără. Te întreb în seara asta, în momentul ăsta conștiința ta te apără sau te acuză? Dacă rămâi în indecizie, dacă vei rămâne nehotărât pe mai departe, s-ar putea să auzi cea voce care te va urmări. Știți de unde îmi dau seama, dragii mei, că Irod are parte de această obsesie a vinovăției? Cât el de grozav, cât pare el de împărat? Auziți, versetul 14. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis, Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Acum, ăia care erau pe lângă el, au încercat să împărate, dar nu Ioan, nu, că stai Iisus. Și auziți, alții ziceau, este Ilie, iar alții ziceau, este un proroc ca unul din proroci, dar
cu cât încercau așa să liniștească pe Irod, mă, nu, stai, fii pe pace, nu-i vorba despre el. Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea, Ioan, acela căruia i-am tăiat capul, l-am înviat din morți. Pentru că, înțelegeți? Ioan Botezătorul îl urmărește în fiecare zi parcă, dragii mei, pe omul ăsta, e traumatizat, e obsedat de vinovăția asta, efectiv, oriunde aude că se întâmplă ceva, ăsta e Ioan, pentru că revine obsesiv. De ce? Pentru că vinovăția, dragii mei, creează la un moment dat în mintea noastră, în viața noastră, lucruri care rămân acolo, obsesia vinovăției. Și omul ăsta în Iisus îl vede pe Ioan Botezătorul. De ce? Pentru că îi pur și simplu e obsedat, că știe că din cauza lui, din cauza indeciziilor lui, din cauza prostiei lui, din cauza euforiei lui, din cauza promisiunilor pe care le-a făcut să se facă și el mare în fața oamenilor, știe că din cauza asta a murit Ioan Botezătorul, că el l-a omorât, că zice, ăsta nu zice, nu-i zice un proroc, nu-i Isaia, ăsta e Ioan și subliniază față de alții, ce? Crima pe care a făcut-o, la care i-am tăiat capul. Pentru că omul ăsta își recunoaște vina, pentru că îl bântuie, pentru că îl urmărește vina. De-aia vreau să înțelegi în această zi că indeciziile în viață, ascultă-mă ce spun, nu numai că îți restrâng opțiunile, nu numai că te fac să pierzi oportunități cu care nu te mai întâlnești niciodată și uneori poate să fie chiar, e vorba de sufletul tău, de mântuirea ta. Tu înțelegi ce e în joc? Dar în același timp, porți cu tine această obsesie a vinovăției pe oriunde îi merge. Și să vedeți că pe Irod chiar l-au urmărit chestia asta. Iosefus Flavius sunt antichități iudaice, știți ce vorbește? Povestește că acest Irod Antipa, pentru că a luat-o pe Irodiada de la fratele lui, și pentru că și-o repudiat prima soție, socrul lui, primul lui socru, dacă să spunem așa, nu? Atât de supărat a fost de gestul lui Irod Antipa, încât pornește cu armata nabateană și îl alungă de pe tron pe Irod. Irod fuge, se duce la Roma și cere clemență, își vrea tronul înapoi, numai că împăratul roman de la vremea respectivă, Gaius, e așa de supărat de felul în care gestionează Irod lucrurile acasă, încât spune, tu, pătron, niciodată, dimpotrivă, exil. Și îl trimite pe Irod, pe Irodiada și pe Salomea, pe toți trei, îi trimite în Spania. Azi ar fi o chestie faină să trimite în Spania. Dar pe vremea era capătul lumii, să ne înțelegem. Asta da pedeapsa, zice, nu? Și este trimis undeva în exil într-un oraș care astăzi poartă numele de Leida, Loredo pe vremea aceea. Și auziți? Sunt în exil, e fără putere, e bântuit de trecut, de greșelile, de prostiile pe care le-a făcut, de indecizia lui de a-l asculta pe Ioan Botezătorul. Și Iosefus Flavius spune următorul lucru. Într-o iarnă, Salomea, fata asta care a dansat, într-o iarnă încearcă să treacă râul Sicaris. Și merge pe gheață și la un moment dat, când ajunge la mijlocul râului, se sparge gheața, se formează mai multe plăci mari de gheață, ea intră în apa râului până la gât. Și martorii oculari spun că efectiv încerca să iasă de acolo, parcă ca un dans. Numai că la un moment dat, pentru că a declanșat această frângere a gheții, două mari plăci au venit și, acum nu vreau să fiu expert în așa ceva, să vă explic, că nu mă pricep, dar vă spun relatările istorice. I-au retezat capul. Și spune că martorii au reușit să ia capul acestei fete și l-au dus, știți la cine? La Irodiada și la Irod. Și când au văzut capul fetelor, cine credeți că i-a venit înapoi în minte? Ioan nici în Spania nu scăpa de el. Pentru că indeciziile din viață spun în această zi să plătesc scump. Indeciziile în viață se plătesc scump. Cu 15 ani în urmă,
soț și soție au un singur băiat. Băiatul mamei și a tatălui de mai mult a mamei. Știți, băiatul mamei. Acum, băiatul ăsta începe să devină obraznic. Și la un moment dat, soțul zice, bă, femeie, vezi că nu e ok, copilul ăsta e tot mai rebel, hai să-l disciplinăm, hai să-l scuturăm puțin. O nuiauă, știți ce spune Biblia? Și ne curță. Și a zis, nu te atingi de pruncul meu. Să nu care cumva să dai, asta e pruncul meu, e lumina mea. E... Și la un moment dat, băiatul ăsta se ceartă cu un alt băiat și lovește și devine violent. Și când vine acasă tata, i-a aplicat o corecție. Atât a fost de nervoasă maică-sa când a venit pruncul plângând că l-a bătut tata. Deci pruncul bate pe unul, știi? Tata l-a corectat. Așa spunem noi, părinții la bătaie, corecție. Și o veni mama acasă. Zice, ce ai făcut? Ai îndrăznit să-l... L-ai lovit pe puiușorul mamei. Păi, te-a lovit tati. Te-a bătut, da. Băi, și începe asta să se certe cu bărbatul, dar nu așa. Groază. Se ceartă groaznic. Groaznic de tot. L-a făcut pe ăsta cu și coset. Trec câteva zile în care nu-și vorbesc unul altuia. După câteva zile, soțul trebuia să meargă într-o delegație pentru vreo 4 zile și vine la soție și spune, draga mea, hai să terminăm cu tensiunea asta. O cedat el. Cel mai deștept? De ce bărbații tot tipul? Nu știu. Cazul ăsta. Știți, au zis, bă, hai să... Uite, eu trebuie să plec câteva zile. E un drum lung, îmi stă în față și au zis, bă, n-am pace, nu pot să plec din casă certa cu tine acum. Sincer, n-am cum să plec. Au zis, nevastă, hai să te rog, iartă-mă, îmi cer scuze, hai să ne împăcăm, hai să facem o rugăciune, suntem pocăiți. Și lasă, vreau să mă duc la drum. Și au zis, eu nu mă împac cu tine. Du-te în drumul tău, au zis. Bă, femeie, tu nu înțelegi că n-am pace, n-am, eu trebuie să mă duc la drum, eu plec 4 zile de acasă, n-am pace, n-am niște, eu trebuie să merg în păcat. Zic, dragă mea, te rog în numele Domnului, hai să ne împăcăm, hai să facem, du-te cu Domnul, lasă-mă pe mine în pace. Și ce a făcut bărbatul ăsta? S-a pus în genunchi la un moment dat în fața femeii și a zis, dragă mea, tu înțelegi că îmi pare foarte rău, te rog, iartă-mă, în numele Domnului, îmi pare rău, n-am vrut să ias așa, dar am vrut să... Vreau să nu fie să iasă un rebel și lasă-mă, poți să stai cât vrei, stai dacă vrei încă 2 ceasuri, ci eu nu mă împac cu tine. Nu mă, du-te, lasă-mă. Pleacă soțul de acasă, 15 km mai departe, când iese din localitate, eram cu un coleg care trebuia să meargă într-o delegație, intră cel care conducea într-o depășire. De pe partea cealaltă vine o altă mașină cu viteză, nu mai au timp să redreseze. Un accident violent, se izbesc cele 2 mașini. Șoferul prietenului nu are aproape nimic, câteva zgârieturi. Omul ăsta, din izbitura aceea, pur și simplu moare pe loc. De ani de zile, de atunci femeia aceasta vorbește singură. Vorbește cu soțul ei. De ani de zile nu... N-are pace, n-are liniște. Pe epitaf, la mormânt, a pus ceva sfârșitor. Pentru că obsesia vinovăției o bântuie de ani de zile. Oameni buni, indeciziile în viață se plătesc scump. Prețul indeciziilor acesta este. Îți îngustezi opțiunile. Alegi din rău și rău. Oportunități pierdute. Azi îți vorbește Dumnezeu, mâine poate tace. E obsesia vinovăției. Nu-i nimic mai violent decât o conștiință care te acuză. Ce-i de făcut? La problema vinovăției, dragii mei, avem doar 2 soluții. 2 și atât. Pedeapsă sau iertare. Și aceste 2 soluții, în una, practic, Iisus le rezolvă. Isaia, capitolul 53, cu 4. Totuși,
El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit de Dumnezeu, lovit și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărălegile noastre. Și auziți? La vinovăție nu-i decât pedeapsă sau iertare. Pedeapsa care mi-a dă pacea a căzut peste noi, peste El. Și prin rănile Lui suntem temăduiți. Și în versetul 12, în ultima parte, spune Isaia: și s-a rugat pentru cei vinovați. Și s-a rugat pentru cei vinovați. Nu știu în ce temniță ești. Ioan e în temniță din cauza adevărului. Ierod, fără să-și dea seama, e în temnița minciunii și a auto-amăgirii. Mă rog în această seară ca Dumnezeu să te scoată din temnița aceea. Dar totul începe de la indecizie. De aceea nu știu de câtă vreme amâni, nu știu de câtă vreme amâni să te împaci cu ăla cu care ești iertat pentru că ești indecis, bă, să-l iert sau să nu-l iert. Nu știu câtă vreme, de cât timp aștept să facă ăla primul pas sau tu, nici nu mai știi cine ar trebui să facă primul pas. De atâta vreme te iluzionezi că poate și mâine o să-l găsești pe Ioan și o să-ți mai vorbească. De multă vreme crezi că mâine mai poți să mergi să stai la cafea cu Ioan și să-ți mai vorbească. Ce fain e, mă. Bă, mai vin și duminică, că mi-a plăcut la biserică. Mai vin și săptămâna viitoare, domnul pastor, și unde nu mai venit în viață. Pentru că indeciziile, dragii mei, ne duc la oportunități pierdute. Haideți să ridicăm în picioare în seara asta. Ești într-o zonă de indecizi în viața ta? Spune cuvântul lui Dumnezeu că auziți că Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea de multe ori stătea în cumpănă neștiind ce să facă și îl asculta cu plăcere, dar nu-i suficient să-ți placă. Nu-i suficient să stai în cumpănă, nu-i suficient să-ți fie teamă de Dumnezeu dacă nu îl asculți, dacă nu urmărești poruncile Lui. În seara asta, ascultă-mă, vino la El. În această seară, vino și spune: Doamne, în această situație, în această stare în care sunt, în indeciziile vieții mele, te rog, dă-mi puterea să mă decid, Doamne Dumnezeule. Dă-mi puterea, Doamne Dumnezeule, să iau deciziile bune, Doamne, în această seară. Am tot amânat, Doamne, am tot amânat crezând că poate că mâine, că poate se vor schimba lucrurile de la sine. Și nu s-au schimbat, ci s-au agravat și mai mult. Doamne, în această seară, umple-mă de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, și dă-mi, te rog, putere în numele Lui Iisus Hristos, Doamne, să ies, Doamne, din această cursă a indecizilor, Doamne. E vremea să mă hotărăsc, e vremea să spun un da pentru adevărul Tău, indiferent de ce crede oamenii, indiferent de faptul dacă oamenii mă vor considera slab, Doamne, indiferent de ce vor spune alții, Doamne, în loc să mai aleg să-mi fie bine, vreau să aleg ce este bine, Doamne Dumnezeule. Și te rog în această seară, în numele Lui Iisus Hristos, Doamne, dă-ne puterea să ne hotărâm, Doamne, pentru că e posibil să avem tot mai puține opțiuni la îndemână și să putea să pierdem oportunități și o să rămânem, Doamne, cu obsesia vinei care o să ne urmeze toată viața noastră. În seara asta, vino cu conștiința ta la Dumnezeu. În seara asta vino cu indeciziile tale la El, care a murit pentru tine. Iisus a decis să vină în lumea asta să moară pentru tine. E Fiul lui Dumnezeu. S-a rugat pentru cei vinovați și știi ce a făcut? Pedeapsa care trebuia să cadă peste noi a luat-o asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. În numele Lui Iisus Hristos în această seară El îți poate curăța conștiința de vinovăție. El ia vina asupra Lui, e vina ta și vina mea, blestemul meu și blestemul tău, rușina mea și rușina ta, le ia asupra Lui, pentru că te iubește și în schimb îți dă iertare și în această seară spune: Doamne, dă-mi puterea să mă decid, Doamne, dă-mi puterea, Doamne, să mă pocăiesc, Doamne, dă-mi puterea, Doamne Dumnezeule, să eliberez, Doamne, tot ceea ce țin în captivitate, Doamne, e vremea, Doamne, să aleg adevărul, e vremea să nu mai trăiesc în minciună, Doamne, e vremea să nu mai încerc să par, Doamne, tare în fața oamenilor și să fiu pe placul oamenilor, Doamne, în același timp, Doamne, ignorând voia Ta, făcând rău împotriva Ta.
Dă-mi putere, Doamne Dumnezeule, ca în această seară să nu mă mai intereseze popularitatea, Doamne, ci să mă intereseze principiile Tale, în numele Lui Iisus Hristos, mă rog. Ascultă-ne, Doamne, haideți să intrăm în rugăciunea asta și să cerem Domnului puterea să ne decidem, să ieșim din zona indecisilor, pentru că există un preț pe care îl plătești pe pământ, dar este și unul veșnic de care nimeni vrea să știe cât de mare. Haideți să ne rugăm Domnului în seara asta.